Lista a fost întocmită de Ministerul Sănătății după ce România a intrat în scenariul 4 de intervenție ca urmare a înregistrării a peste 2000 de cazuri. Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor reprezintă un document cadru care instituie pașii care trebuie urmați de managementul unităților sanitare și măsurile pe care trebuie să le implementeze pentru izolarea și tratamentul cazurilor COVID pozitive. De asemenea, documentul conține reglementări privind modul de folosire a echipamentului individual de protecție la nivelul unității sanitare în mod rațional și corect în funcție de secție personal și tipul de activitate. Spitalul de pneumoftiziologie din Baia Mare devine spital suport COVID-19. Acesta va prelua cazurile de pacienți suspecti sau confirmați cu noul coronavirus care prezintă și alte afecțiuni medicale pentru care este necesar tratament medical imediat.